Sistemul medical românesc are pusă o etichetă pe care greu o va putea da jos. O etichetă rezultată din comportamentul inadecvat al unor medici sau asistente cu pacienții. În aceeași manieră a fost tratată o tânără din Drobeta, Turnu Severin, care a făcut cunoscută experiența ei pe internet. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, îi oferă sprijinul, luând atitudine în privința cadrelor medicale lipsite de respect. Președintele de la Consiliul Județean, Aladin Georgescu, s-a sesizat în urma unui mesaj trimis de o tânără pe rețelele de socializare, luând atitudine împotriva cadrelor medicale de la Unitatea de Primiri Urgențe, lipsite de empatie și fără vreun gram de respect pentru pacienții care se află într-o postură vulnerabilă din punct de vedere medical. Tânăra în vârstă de 23 de ani povestește cum, în urma unor probleme de sănătate, a ajuns la UPU, unde a fost tratată cu indiferență de către medicul Claudiu Diagianu. Mai mult decât atât, din declarațiile tinerei reiese faptul că doctorița în cauză a fost deranjată de faptul că pacienta avea dureri, ba chiar i-a reproșat faptul că s-a prezentat la spital. Punctul culminant al indiferenței acesteia a fost redat de gestul sfidător al cadrului medical, care nici măcar nu s-a ridicat de pe scaun pentru a-și îndeplini responsabilitățile care îi reveneau. În urma textului transmis de tânără, Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, a cerut conducerii Spitalului Județean mai multe informații cu privire la acest incident pentru a lua măsuri imediate. Acesta dezaprobă atitudinea unora dintre cadrele medicale cu un comportament condamnabil față de pacienți, în condițiile în care Consiliul Județean Mehedinți depune eforturi în reabilitarea și modernizarea spitalului. Aladin Georgescu declară că în colaborare cu conducerea Spitalului Județean va demara o anchetă cu privire la actul inuman săvârșit de doamna doctor Claudia Gianu. Acesta mai spune că va lua măsuri severe în ceea ce privește comportamentul degradat al unora dintre cadrele medicale pentru a se asigura că nu vor mai exista alte incidente pe viitor. Am luat atitudine pentru că efectiv am răbufnit, fiindcă sunt foarte deranjat de ceea ce se întâmplă destul de des la Unitatea de Primiri Urgențe. Am tot respectul pentru medicii, marea parte a medicilor și din Unitatea de Primiri Urgențe și din Spitalul Județean de Urgență. Dar, din păcate, există și medici, există și personal medical auxiliar care nu-și fac treaba, care au o atitudine foarte urâtă față de pacienți, față de aparținători, până la urmă față de persoane care au un necaz și vin la spital. Noi facem niște eforturi extraordinare la nivelul Consiliului Județean Mehedinți. Să construim clădiri noi pentru un spital, să reabilităm toate clădirile existente, așa cum este și aceasta de aici, să le dotăm cu aparatură medicală, astfel încât și personalul medical și pacienții să aibă cele mai bune condiții pentru a se face tratamentul. Dar este inadmisibil ca pe partea cealaltă să persiste această bătaie de joc la adresa pacienților. Sper să fie un semnal de alarmă pe care l-am tras aseară prin această postare pe Facebook, dar voi lua în continuare măsuri. Eu sper ca persoanele care se simt că au această atitudine și se știu să înțeleagă că s-a terminat cu această atitudine de bătaie de joc la adresa pacienților. Pentru că salariile sunt mai mult decât decente. Condiții au și vor avea și mai bune. Au aparatură medicală pe care unii dintre medici nici nu știu să o folosească, dar pe partea cealaltă vorbesc atât de urât pacienților și aparținătorilor. Eu înțeleg că și aparținătorii și pacienții care vin la urgență sunt nerăbdători să fie consultați de un medic. Există niște protocoale, există niște coduri care trebuie respectate, trebuie acordată o prioritate acelor cazuri mai grave, uneori nici pacienții nu înțeleg. Dar deja a devenit o regulă această atitudine a medicilor pe care nu o mai accept. Și în continuare vom lua măsuri, deja am cerut de ieri conducerii Spitalului Județean să demareze o anchetă. Sper ca personalul medical să nu se mai apere în interior, acolo, unii să-i apere pe ceilalți, până la urmă toți se fac de rușine, toată lumea arată cu degetul latitudinea medicilor, iar eu sunt foarte deranjat, mai ales că, așa cum spuneam, facem niște eforturi extraordinare din punct de vedere financiar,
pentru ca spitalul să fie dotat, să fie reabilitat și să se asigure cele mai bune condiții pentru pacienți. Încă o dată, președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu s-a implicat trup și suflet în nevoile comunității, fiind alături de cei care trec prin momente dificile și ale căror drepturi nu sunt întotdeauna respectate.